Așa că hai să începem în cotură. Pe scandăr, da. E cazul să plecați. E cazul. Nouă ne pasă de viitorul nostru. Licențe, autorizații sau prelungiri ale proiectelor de gaz, petrol sau cărbune. În acest caz, asta vizează atât proiectul Neptun Deep, cât și proiectele de extindere a cărbunelor, cum este cel de la Cariera Roșia de Jiu. Cerem o eliminare rapidă, justă și echitabilă a infrastructurii existente în concordanță cu limitarea creșterii temperaturii la 1,5 grade, așa cum și-a asumat România în acordul de la Paris și la nivel european. Dar pentru a face acest lucru posibil nu doar în România, ci la nivel global, România trebuie să se alăture de mersurile de dezvoltare a unui tratat de neproliferare a combustibilor fosili. Așa că la Ministerul Energiei poate se duce vestea și către Ministerul Afacerilor Externe și România se alătură acestei inițiative. Chiar acum câteva zile, California a devenit cea mai mare economie care s-a alăturat acestui demers. Vrem noi angajamente pentru cooperare internațională, pentru că tranziția justă nu se face la nivel individual.
Vrem cooperare internațională cu privire la extinderea drastică a transferurilor financiare și tehnologice pentru a asigura accesul la energie regenerabile, energie regenerabilă, planuri de diversificare economică și o tranziție justă, astfel încât fiecare țară și comunitate să poată renunța treptat la combustibilii fosili. Vrem încetarea greenwashing-ului și asta se adresează direct tuturor companiilor de combustibil fosil, în special, care afirmă că susțin compensările, căptarea și stocarea dioxidului de carbon sau geoingineria ca fiind soluții pentru criza climatică. Nu sunt.